Asta e filmarea a doua, pentru că mi s-a închis de la spațiu, n-am avut spațiu. Și asta e filmarea a doua. Continuăm. Așa, continuăm filmarea. Gen, e partea a doua de episod. Unde mergem? La bază militară. Păi și Antonel unde? Da, de acolo. Ah, ok. Așa. Bun. Dați secundă. Trebuie să-mi... Dați secundă. Mamă, ce s-a întâmplat? Ma, ce-ai făcut, mă? Unde e asta? Unde e asta? Nu știu, de-aia mă duc în continuare. Nu știu ce s-a întâmplat, dar... Sper că acolo e unde-i punctul. Un pic. Da, nu prea răspund. Oricum, cred că acolo e. Yes, nu știu dacă e acolo. Chat, unde e baza militară? Chat. Unde e baza militară? Unde e baza militară, chat? E acolo unde e punctul? Eu nu cred. Să fim o bază militară. Sper că e pe aici. Gen unde-i punctul, că altfel nu știu unde să mă duc. Am lăsat și pe ăla pe acolo. Incendiu. Hai că iau și o aparatură puțin. Ok, n-a fost cea mai bună idee pe aparatură. Cred. Cred că a fost cea mai bună idee. Pere, unde naiba e baza militară? Ia să vedem să mai sunăm o dată, poate acum răspunde. Auzi? Alo? Poți să-mi dai și mie locația de la bază? Cum adică? Locația de la De baza unde... militară, să vin.
Este puțin că avem un apel de la un retardat care dă informații din câte văd. Am rămas în spate. Du-te, vină la baza militară. Păi nu știu unde e. Cum să nu știu unde e? Păi nu prea știu unde e. Hai că vorbim după. Doamne ferește. Ce ratat eu omul ăsta? Ce e ce-am adus ăsta de curse? What the fuck, lol? Mă rog. Să sperăm că... Dar nu e aici. Nu cred. Sau? Așa. Nu e ver aici. Aici. Nu, e acolo, e doar drum. Fix în copac. Am zis? Nu, e doar drum aici. Unde-i baza militară? Încotro e baza militară. O fi aici? Hai să iau în față, o fi acolo. Conduc mai bine ca tine? Taci, mă. Aici, mă? Sau aici e pușcărie? Aici e pușcărie, mă. Aici e pușcărie, nu e baza militară. Și baza militară unde? Până ajung eu acolo, aia pleacă. Dați-mă, îi lauzi pe live. Încotro iau ăștia, mă. Ba, picioarele, de știu unde e baza militară. Unde sunt? Ei sunt la o chestie. Unde sunt ăștia? Deci să mor de știu unde e baza militară. În grădina lui Ion. Păi bine. Aici sunt ei? Nu spune. What? Să mor de mai înțeleg. E ceva garaj. Nu aici. A, uite aici, mă. Cred că acolo e. Mamă, și cum ajung eu acolo? Vorbez. Da, așa că nu vreau să ajung pe la pușcărie. Mamă, ce-am crezut că mai e cineva în mașină cu mine. Mă panicam. Fac. Bă, nu știu mă să controlez mașina în aer, nu știu. Te rog, spune-mi că nu trebuie să traversez ceva apă. Te rog, spune-mi că nu trebuie să traversezi apă. Ai, cu forță. Mor până ajung aici, nebun. Hai că eu mor până ajung.
Sunt bine, sunt bine, sunt bine, sunt bine. All good, all good, all good. Fac, trebuie să o iau peste o apă micuță. Are pot să trec? Da. Eu zic că pot. E super mică apa. Zic eu. Seama, nu, nu. Eventual să o trec pe roți, nu pe... Nu cu invers, cu roțile în sus. Hello! Aha, a mers. Bun. Cu sper că n-am altă apă mai mare de trecut, că dacă am, m-am dus. Stați un pic. Până ajung eu, aia deja, cred că închide live. Cred că auzi închide live-ul până ajung eu. Să-mi ba picioarele. Bă, bune că trebuie să traversez un munte. Oh my god. În grădina lui Ion. Please, te rog, te rog, te rog, te rog. Bun, 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 bun. Nu vreau să zbor. Vreau să iau încet, să ajung unde trebuie. Încet am zis. Încet, încet, încet. A primit mesaj de la Antonel. Ne vedem aici. A, acolo, da. Acolo. Primi mesaj de la Oscar, lasă un pic, Oscar, e că... E jale. Ce zici vrea mă asta? Doamne. Doamne, ce m-am speriat, mersi de follow. Mersi mult de follow. Doamne, ce m-am speriat. Eram aici concentrat și dau direct. Mamă, dar m-am nebunit ăștia, mesaje, vere, lăsați-mă un pic, că eu trebuie să ajung la baza militară, că dacă nu-mi iau bătaie. Și uite cum ajung eu la baza militară, cu munți. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Na! Am crezut că o să zbor mai mult. Ați un pic. Mamă, e jale. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Calm. Un cetișor. Vreau să ajung la stradă, ok? Să ajung la stradă, asta-i tot ce vreau. Na, mă iau pe stradă mai bine. Nu știu dacă a fost cea mai bună idee să o iau pe munte, dar... Da, imediat ajung la stradă așa, stați așa. O secundă durează. Ia uite. Ah, am ajuns la stradă. Ce vrei mai mult? Mă, am ajuns la stradă? Am ajuns. Aici să-mi cer. Dai să n-ajung în apă. Că acolo e problema. Dacă ajung în apă. Ceva curt acolo. Nu mai iau pământ, lasă, o iau și-o frumos pe o stradă. Încerc să nu pic în apă. Încerc. Nu promit nimic. Aoleu, și până ajung, să vezi ce bătaie îmi dau ăștia. Mai am 2000. Să vezi ce bătaie îmi dau, Uzi. Îl enervez dracu pe ăla.
Nu, 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 nu. Sunt bine, sunt bine, sunt bine, sunt bine, sunt bine. Mă panicase, mă. Ok, 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 ok. All good, all good, all good, all good. All good. All good. Am zis all good. Cine mai dă mesaj? Bună ziua, de la poliție, du-te dracu. Nici că le răspund. Hai să ajung la Antonel și după aia îi zic. Nu știu ce bătaie am de asta. Mamă, uite cât mai am de ocolit. Bă, bune. Faci joc de mine. Să sperăm că mai încolo e drum mai bun, măcar. Eventual un drum care nu ține de apă pe lângă el, ca să nu mă duc înapă. Nu știu zic. Nici că îi răspundă lui ea. Bun, 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 hai că aproape am ajuns. Bun. Bun, bun, bun. Hai, hai, nu mă lăsa acum, nu mă lăsa acum, nu mă lăsa acum. Ia-ți așa ceasă. Cine e asta? Cred că știe. Bun. Bună ziua! Bună ziua! Pot să urc direct de pe mașina asta, oare? Au. A? A. Dă-te, mă. Sunt la poartă. Bun. Vin acum, rămâneți acolo! Unde merg acum, domnule? Scuze că a durat atât, dar eram în cealaltă parte de oraș. Stai liniștită. Bun, Asemia, vreau să discutăm ceva. Vreau să-mi promiți. Vreau să-mi promiți. Așa. Și o să vreau să semnezi această foaie. Vreau să semnezi și să-mi promiți că mă vei ajuta să mi-l găsesc pe Albert, să o găsesc pe Denisa, să o mor pe Denisa, să-mi găsesc copilul, Albert fiind copilul meu, cu ajutorul tău, doar cu ajutorul tău. Ai înțeles? Ok. Sigur? Da. Bun, te rog frumos să ia sa mână și semnează. Cum se numește? Fix așa, poftim. Ia-l în mână. Ia-l în mână. Nu merge. Nu. Mai del odată. Ești. Așa, gata. Cu mine e mai greu, na. Semnează, te rog frumos, acolo. Așa. Am semnat. Ai semnat? Da, da. Bun, dă-l încoa. Ia. Trebuie să mi-l găsești. Trebuie să mă ajut să-l găsesc pe Albert. Ok? Bun. Vreau să mergem ultima oară de unde a fost Albert luat. Păi, nu știu de unde.
Vrea să omoare pe Denisa, dar asta nu se poate întâmpla pentru că Denisa nu mai există. O să-l ajut, o să facem noi cumva să-l luăm pe Albert, dar gen, nu o să fie la Denisa, o să fie la altcineva. Ce facem acum? Două secunde, trebuie să mă gândesc. Bun, lidere? Vrei să zic gândul tău? Da. Zic așa mai, ce ai întrebat acolo la gândurile tale, da? Da. Casa la Denisei. Unde stătea Denisa? Mai întreb pe mine? Crezi că știu? Cred că știu. Bun, du-te, antrenează-i pe băieți. Cu ce? Cum? Ben? Du-te, antrenează-i cumva, nu știu. Fă-le ceva. Trebuie să plec, urgent. Vii cu mine, acum. Cu tine vin. Hai, Asemio, mișcă-te! Mișcă-ți fundul! Stai așa că... Mai greu cu mine, eu nu prea fac... Eu nu prea fac mișcare așa de fel. Am parcat și o mașină. Oh, stai încă puțin, încă puțin, încă puțin, încă puțin. Perfect. Aha. Bună, Semia. Unde ai urcat? În spate sau în față? În față. Dă-i switch. Pune-te în față. Sunt în față. Ia uite-l pe ăsta. Cine naiba era? Nu știu. Își repară mașina. Opa. Văd că e un polițist acolo. Nu știu care e faza cu polițistul ăla. Da, 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 da. Să uite, elicopter. Nu are... Da, văd. Bun. Unde locuiește Denisa? Știi tu? Nu știi. Ai zis că nu știi nimic despre Denisa, nu? Nope. Fuck. Cred că știu eu unde. Trebuie să ajungem acasă la noi. Hai, că știu unde e, că nu l-am dus niciodată. N-are de unde să știe. N-are de unde să știe, chat. N-are de unde să știe. Oh, ce doamne ar... Alo! Scot pistolul? Nu. Ma! A viv ceva? Ma! Nu scoate-s proastă! Nu scot. Ne-a făcut pană. Mi-a făcut pană. Știu! Mergem pe jant. Ai armură să spui? Am. E bine. Bă, dar polițiștii știe... Vrei să ne ajute familia mea? Unde e familia ta? Sunt din... am auzit că aveți alianță cu ei. Mă... Stai să intru pe căscuță la Amy. Mă auziți? Da, de ce? Avem puțin nevoie. Băi, cu elicopterul ce doamne artă mă fac, mă? Nu știu ce fac. Ne ajută și aia!
Știi unde să ne întâlnim? Îi chem pe băieți, Antonel? La voi, la asta, la Corleone? Nu. Antonel, îi chem pe băieți? Băi, tâmpito, tu înțelegi că până îi chem tu ăștia ne omoară? Și unde? Unde să venim? Până veniți voi, e prea târziu. Le zi unde că ajungem, am mașină rapidă. Băi, ce naiba fac ăia din pe elicopter? Pe lângă baza militară suntem. Mamă, dar mașina asta e și barcă? E de toate, nu vezi? Să-mi bat picioare. Dacă puteți să ajungi la ăsta, la magazinul ăla, alta din deșert. Ce alta, pe zona asta? Mamă, e insane. Mamă, dar ce se întâmplă? Nu înțeleg nimic. Nu am plecat din deșert. Cum adică nu înțelegi nimic? Nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, sunt bulversată. Nici eu nu înțeleg ce sunt la. Trebuie să ne schimbăm neapărat mașina asta. Și îmbrăcămintea eu și tot. Trebuie să-mi schimb îmbrăcămintea, trebuie să mă îmbrac în negru. Eu nu am mașină. Nu ai deloc mașină? Nu. Ar trebui să am o mașină care mă așteaptă aici. Dar e super slabă. Țin minte că am lăsat-o mai de mult. Dar nu știu dacă o mai porni. Trebuie să traversăm râul. Și mașina asta trebuie ascunsă undeva. Unde nu o va găsi poliția niciodată. E perfect aici. Oh. Mamă, ai că ai parcat-o. Vino repede. Haide. Încerc. Asemia. Cum zici tu? Haide. Unde, doamne, iartă, m-am ajuns? Ah, mi-aduc aminte. Aici e mașina. Aici am lăsat-o. Trebuie să mă schimb. Înainte să fac ceva, trebuie să mă schimb. Mamă, chat. Insane. Lasă-mă și eu dacă mai filmeză, da, mai filmează. Să-mi pun ceva negru pe mine, rămâi aici. Ah, bine. Noi unde suntem ești? La un garaj și pun de la de arme fix lângă și pun de la de haine. Da, vin acum. A venit mai mult, nu știu, dar gen, nu știu. Nu veniți doar unul, că să mă bateți cu poliția. Păi nu știu că ea ne urmăriți poliția. Păi și fugim de ei. Păi te dau elicopter și tragă noi. Ne-am schimbat mașina, ne-am schimbat tot. Și acum Antonel se schimbă. Suntem la ala de haine, de lângă garaj și ala de arme. Veniți și voi cu o mașină de 4 locuri mai bună. Că noi avem o mașină mai... Unde sunteți? Unde naiba mi-a pus bag-ul? Unde sunteți, mă? Am nevoie... Bă, dar nu... Nu-mi spune, mă, că iarăși... Trebuie să caut 1000 de ani până găsesc o îmbrăcăminte ok.
Oh my god, dude, what the fuck? What? Ha, mă, pe bune, mă. Băi, stai, mă, stai, stai, că ne concentrăm acum. Ia, fiți atenți cum găsim. Fiți atenți. Ok. Uite o mașină. Cred că s-ai mei. Hai să vedem cine e înăuntru. Ce zici? Ce zic? Cine e mașina asta? E goală. Băi, unde sunteți? Ai, cum mai răspunde cineva pe căscuț? Dacă e. Forță. Stați un pic. Cum asta? Băi, unde steți? Bine, mă, tata, hai să ne vopsim părul. Ce vrei să facem acum? Trebuie să mă duc să mă fac negru în cap. Aolo. Și cred că o să îmi dau barba jos. Vrei să mă vopsesc și eu neagră ca să nu fie... Da, ai putea chiar să-ți dacă... vopsești părul negru. Gen, eu sunt roșcată naturală. Alo, da. Cine la telefon? Nu, nu vine nimeni, să știți. Păi nu suntem. Ne pare rău. Trebuia să ne anunțați măcar. Trebuia să ne anunțați dinainte, să vedem. Nu știu, dar sunt foarte... În ce cale să vă anunțăm? Nu știu. Știu că nu vă convine. Dacă vreți, vă trimit un om ca să-l preluați voi, dacă vreți. Vă trimit un om, faceți așa și iese. Hai. Bun, mai trimite încă un om să scăpăm și de celălalt tărf. Bun. Nu mai luăm niciun tărf, nu mai luăm niciun tărf. Să fie sănătos. Lasă-i să se bată. Lasă-i să se bată până le vine rău. Gata. Că prin bătaia aia lor, ei se oftică între ei, știi? Și o să uite total de noi. Bun. Trebuie să-mi fac părul pe o culoare anume. Dar unde făceam culoarea? La hair, acolo, la colorul palet. Acolo, aha. Da. Mă. Nu arată bine, nu? Deci ești altă persoană și n-arată bine. Nu arată bine. Blond? Na. Îți poți căuta altă frizură. Ca asta cred că arată bine doar pe alu. Da, știu. Să moară băieții mei. Mă sună finul, ăsta nu-i din groove, mă, parcă? Nu știu. Îl cheamă cumva Bezea? Finu. Finu? Nu știu dacă îl cheamă Bezea, nu știu cum îl cheamă. Dacă îl cheamă Bezea, da, e din groove. Alo? Da?
Da, da, vine un om acum ca să-l omor și să vă dea ăla. Nu. Nu, 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 nu. Brunetă chat, m-am făcut brunetă chat. Chat. Nu, Marian. Stai două secunde, că trebuie să rezolv eu un om. What? Hai că s-a dus. Hai că s-a dus, Uzi. Că trebuie să rezolv eu un om. Uite, uite ce stream sniper, uite ce stream sniper. Ce că mașină suspectă. Uite așa sunt stream sniperii. Ăștia sunt stream sniperii. Știți ce le-aș face stream sniperilor? Uite-l pe Uzi ce face. Le dă cu sticky bomburi. Deci nu mai, nu mai la polițiști care fac stream live gen. Uite, deci tu, deci ultimii stream sniper. Mama, nu s-ar lipi și de... What? Ultimii stream sniper. Slizy! Polițiști ratați, ce? Uitați-vă și ce vă faci? Polițiști ratați. Bine. Ai venit după noi? Că nu mă las, până da. Noi omor, eu nu mă las. Bun, Antonel s-a așa că l-a luat puțin Dumnezeu, vine imediat. Ah, dar trebuie să mă fac brunetă. Dar nu-mi place, mă, să mă fac înapoi roșcată. Ceva oprit acolo la benzinărie. Așa. Ce? După ce v-a oprit acolo la benzinărie. Ce s-a întâmplat? Deci până deci păi, am plecat la baza militară, după aia au început să vină polițiștii peste noi să tragă noi chestii. Nu știu, aș putea te ajuta atunci, dar cream că sunt mai mulți polițiști. Acum văd că nu prea mai sunt, s-a liniștit treaba. Antonel! Antonel? A venit da. Slizy de la mine, din familie. Ca să vedeți și voi cât de rata... ce treabă ai? Ai venit să ne ajute? A venit să ne ajute. E tot în regulă. Trebuie să o găsim pe Denisa, neapărat. A venit Slizy de la mine, din familie. Da, vericule. Mașina neagră. Zi. Ne-a dus mașina. Mă duc să o caut pe Denisa acum. O caută pe Denisa el, dar Denisa nu mai există. Deocamdată nu am nevoie de nimic. Mulțumesc foarte mult, vericule, te pup. Ce mai nervos. Dar nu merge cu mașina aia pe care ne-a dus-o? Ba da, ar fi o idee. Păi asta zic, de-aia l-am pus să aduc. Da, e din aia care se controlează mai prost, nu? Poți să conduc? Ai cheile în contact? Da, sunt în contact. Perfect, mulțumesc. Urcă în spate, Silici. Ah, știu mașina, e chiar bună. Da. Păi eu l-am pus să aduc. Mersi, Silici. Aolo, uitai. Plăcere. Ce uite? Păr. Aolo, părul. Dați-mi să merge doar pe albine. Cred că trebuie să schimb frizura. Ok, eu zic să-l fac mai așa, mai spre gri. Da, da. Și barba la fel? Mhm. Tot așa mai spre gri? Arată ciudat, mai bine dă-ți-o jos. Barba? Da. Bă, tu ești tâmpită la cap, cum adică să-mi o dau jos? Puneți mustăcioare. Bă, arată ciudat fără, fără barbă, mă. Arată ciudat rău de tot fără barbă. Păi dacă vrei să nu te recunoască nimeni, nu. Atunci n-am decât să stau o perioadă fără barbă. Și asta și voi face. Voi stau o perioadă fără barbă. Ai gușă. N-am gușă, știu. Păi dacă îmi place să mănânc... Ce-ți place să mănânci?
Cine mă mai sună, mă? Haide. Bun. Trebuie să încep de unde era casa Denisei. Trebuie să știu. Unde stătea Denisa? Până la urmă, cine e Denisa asta? Nu mai contează, taci din gură. Mă interesează să văd unde e Denisa. Nu e Denisa. Hai, fata. Denisa, nu-i. Că mă enervează. Că zice că unde e Denisa, dar nu e Denisa. El o caută pe Denisa, dar Denisa nu mai e. Dați să vedem ce zice. A, dar nu zice nimic. Ce mai face vecina? Am mai fost pe la ea. La vecina? Bă, să știi că n-am mai văzut-o pe vecina. Deloc n-am mai văzut-o. Am mai fost la vecina el, mă. Salutare, ce? Salutare! Gruf cu frații săi, cred. Bă, s-ar putea. Dar nu mai știu unde mai exact, mă, nu mai știu unde mai exact. Da, e complicat rău de tot, mă, e complicat rău de tot. Bă, nu știu care e faza, dar... Așa special din fața noastră. E tot în regulă. E ceva la mijloc, chat, e ceva la mijloc. Și... Este cu noi? Nu mi-aduc aminte, nu... What the fuck? Așa special din... Sau așa? Nu avea de unde să ne cunoască. Ia să vedem. De cât timp filmez? De aproape o oră. Nu e foarte mult. Ok. Asta e a doua filmare, mă rog, filmez de peste o oră. Cred că 2 ore jumate în total. O oră jumate, 2, pe acolo. Bun. Să vedem ce se va întâmpla. Dacă o vom găsi pe Denisa, dar nu o vom găsi pe Denisa, pentru că Denisa nu mai există, chat. Ea se lungește super mult episodul ăsta. Vrei să mergem la noi la casă, să mergem la dumneavoastră? Vrei să zice la noi la casă, că nu cred că știu casa noastră. N-au de unde. Păi aia zic. Suntem mecanici. Da, știu. Ce zice Antonel? Unde merge mă ăsta, la rusă? Unde merge? La Fonte Blanca aici? Hai că nu cred că merge la Fonte Blanca. Că merge la Fonte Blanca. S-a mort eu. Hai, nu. Nu cred că merge la Fonte Blanca. Mă, ești de bun? Aici trebuie să intrăm. La Fonte Blanca? Eu când te știu aici e o familie. Cred că ce italiană. Italiană, dacă nu aici, nu e aici. Nu? Nu, e în altă parte. A, nu, asta e rusa, cred. Da, mereu le curc italiană și rusa. Nu? Cântăm pe băieții din armată. A, nu, asta e rusa, cred. E rusa, bă, e rusa. E urâtă rău da, de tot mereu treaba. Le curc italiană și rusa. E urât de rău de tot treaba. Chat. Așa că cred că o să o lăsăm pe mâine. Azi puneți mâine seară. Mască, te rog. Puneți mască, te rog, o să-mi pun o și mască. Cred că o să o lăsăm pe mâine seară. Mâine Tare. Seară, vă promit eu că până mâine seară, bă, până mâine seară sau cel târziu poi mâine. Deci până vineri sau sâmbătă vă promit că îl vom lua pe Albert. Vă promit din suflet că îl vom lua pe Albert. Vă promit. Nu avem ce să facem. E destul de urâtă situația.
Nu uitați, guriții mele, mâine să fiți prezenți pe story, pentru că mâine vom posta pe story foarte multe chestii. Dați-mi follow pe Instagram pentru că ne vom auzi pe story și, bineînțeles, să fiți prezenți mâine la ora 19 și un sfert, poate chiar 20. Mâine facem live, indiferent că este vineri, facem live pentru că simt, deci chiar vreau să mă răzbun pe Denisa și să mă răzbun pe tot ceea ce s-a întâmplat. Ok? El vrea să se răzbune pe Denisa, dar Denisa. Bun, guriții mele, mulțumesc foarte mult de vizionare și rămâneți rămâne. Și nici că o să revin, nici de-al dracu nu revin cu Denisa. Vă pup, aveți grijă de voi. Nici de-al dracu nu revin cu Denisa. Și uite-l pe ăsta. Da, ce 1300 zici? Uite-l pe ăsta. Bun. Să știi că ai încurcat foarte mult codul, ai încurcat foarte mult roleplay-ul tu cu caracterele astea schimbate și nu este ok, o să știi mai ce? Mult de două zile nu o să te mai țin și după o să te arunc din roleplay. Da, aruncă mă, dar știi care-i faza? Fii atent, am o problemă, va trebui să te trag la niște băieți. Nu mai vreau nimic. Uzi, ascultă-mă puțin. Să fie sănătoși. Spune-le că mă doare în fund, sincer. Uzi. Eu sunt adus aici să promovez serverul, înțelegi? Eu nu am primit niciun euro din serverul ăsta pentru că nu am vrut bani. Că îți fac ei streams naiv și așa e partea a doua, nu mă mai interesează bedea. Crede-mă, eu înțeleg că îți faci treaba de admin. Dar crede-mă că nu mai am și eu treburile mele. Mâine am definuat okay. Un vlog, am și eu stresul meu pe cap, bine. Am pac cu anul zice ăsta. Zicea Albert ceva că vezi, da, domnule, da. Spawn-ul, nu știu ce. Da, să fie. Bine, hai, bă. Și el să mai facă streams naiv, ne auzi. Bine, hai, te pup. Uzi. Te pup și eu, bă. Așa, zi. Știi care e faza? Știi ce am făcut eu chestia asta? De ce? Pentru că tu nu mă întrebi dacă eu vreau să fac un roleplay și mi-acuzi caracterul degeaba, asta m-a enervat foarte tare. Nu te întreb dacă vrei să faci un roleplay, în ce sens? Gen, tu mi-ai acuzat caracterul, dar eu n-am făcut de fapt nimic în roleplay, gen. Păi da, pentru că roleplay-ul nu este organizat. Pentru că eu nu fac roleplay organizat cum face Andrei Rău, cum fac toți, înțelegi? Pentru că sunt alte emoții, înțelegi? Sunt alte emoții. Sunt pur și simplu. Organizat mi s-a luat să mă uit la regie. Ce mă uit la regie? Ha! Ha! Ce doamne artă mai ai? Eu nu pot să înțeleg, bă, cum se uită aia la regizări. Eu nu înțeleg, totul trebuie să fie natural. Și să știi că m-a deranjat roleplay-ul tău. Măcar încearcă să aduci cumva roleplay-ul în așa fel încât tu să afli informații despre Denisa, să afli că Denisa este mormântată nu știu ce. Uite, de exemplu, mâine, vii la mine, zici că Denisa este mormântată nu știu ce. Pe mormântul ei faci roleplay cum că găsești o foaie care scrie Albert Corleone a fost ascuns în nu știu unde. Mergem acolo, de acolo găsim altă chestie. Tu trebuie să intri în evidență. De ce, doamne artă, mă, nu faci chestiile astea? Nu știi să faci roleplay. Dacă nu faci roleplay și nu vei să faci roleplay regizat, nu o să mai facem nimic. Și o să te dau afară din roleplay pentru că nu știi să faci. Bine, nu regizat. Așa o să natural. Fac mâine. Ai înțeles? Mă gândesc la un roleplay. Bun. Așa să fie. Băieți, voi ce e aici? Că n-am chef de ceartă. Păi dar nu-i de ceartă. Noi aveți vorbim cu frumosul. De ce păi cu frumosul. De ce, doamne artă, mă înjuri pe live? Joc pe live? Da. A, lasă înjuratul pe live, că ce, că dai cu mașina în mine? Tu ce ai făcut acolo la IVDM, frate? Tu n-ai voie să dai cu mașina în mine? Da, știu. De ce am tras eu cu RPG-ul și cu alea în tine? Pentru că m-a enervat că faci stream snipe. Sun la poliția acolo lângă. Care stream snipe? Am luat o random. Sun la poliția acolo lângă și zici că mașina suspectă. Ce treabă aveai tu cu mine? Nu, random am trecut pe acolo și pam. Și mașina suspectă. Un Volvo fără geamuri fumurii din 92, mașină suspectă. Da, mi s-a părut suspectă. Și n-am venit după tine, n-am făcut nimic, noi plecam de acolo. Cum și tu așa loc... coincidență, mă? Da, păi chiar a fost coincidență. Și nu te înțeleg, tu ca și YouTuber și promovezi serverul și pula mea, o să vadă lumea cu aia pe live că tu dai flyer, revive-ul, o să vadă chestiile astea. Ce să vadă? Păi, o să vadă ce faci tu, banurile din ciocul pe care le dai în roleplay, RPG-ul, C4-urile. Păi da, și la fazele voastre nu mai face, nu? Băi, tata, tu măcar voi ați văzut ce ați făcut. Ăla trage din glitch de la Jilava, Dani își dă sniper, unii joacă cu sniper, deși nu e pe server. Păi chestiile astea vi se par ok? Înțelegeți că eu nu fac roleplay regizat? Am făcut ce aveam la română. La tine...
mașină gol pe USR, zumă, nu mai este plin cu mașina. Tot și am mai învățat, că... Nu vreau să omor pe nimeni, dar... Ce vreau? Stai că zic acum. Stai secundă. Păi nu știi la ce ai învățat? Păi ba da, astea si le zic pe toate. Mâine am chimie, română, bio, muzică și religie. Și m-am uitat la chimie și am făcut la română. Păi, nu așa, am făcut tema. Am uitat, da. O fac acum. Celălalt jură sniper, ăla pleacă cu noclipul. Sunt niște chestii care frustrează lumea. Și după dacă eu îmi dau heal sau ceva, toată lumea îmi sare în cap. Da, mă, te înțeleg cu ăia care își dau și așa, dar noi suntem doi jucători obișnuiți care ne jucăm, suntem în poliție. Păi n-am de unde să știu asta. Și tu ne-ai bubui, dar nu ce-am făcut, n-am tras în tine, nu ce-am făcut absolut nimic. V-am considerat să nimic sniperi, că ați dat acolo apel. Nu am dat noi, nu am dat noi. Noi am primit apeluri și când erai sus în munți, am primit o groază de apeluri. Da? Erai undeva sus în munți, până să ajungi la baza militară, am primit și la baza militară întâlniri. Am primit și când te-ai dus spre baza militară întâlniri. El te-a urmărit cum ai venit, te-a urmărit non-stop și ne dădea nouă pe cască. Bă, suntem aici, suntem aici. Și eu am primit info, eu am primit info. Eu am primit apel. Am primit apel, când să spun... Am înțeles. Eram la un magazin undeva mai sus. Să zicem că a fost o coincidență destul de mare. Am înțeles. E greșeala mea, iertați-mă că am tras după voi. Păi nu, greșeala ta este că folosești noclipul, tragi cu RPG-ul, că dacă ne omorai cu armele sau elicopterul sau mai știu eu ce, nu era v-am considerat stream sniper, de-aia am tras în voi, cu RPG-urile și cu alea, că noi nu mai puteam, înțelegi? Dacă noi eram stream sniper sau copii din ăștia proști, nu mai ajungem în siest. Noi avem o groază de orfani și o groază de copii în... proști, o groază de copii proști în poliție. Nu ne-au făcut și intervenția. Copii. Am avut, bă, un moment dat, o intervenție la decret. Înțelege că așa, nu ai cum să zici, nu am ai avut, cum fii să... atent. Iartă-mă că te întrerup. Lângă penitenciar acolo la antene, noi am avut un roleplay ca SIA să intervenim, pentru că am dat niște polițiști intervenție. Aia deveniseră cu GT-ul. Noi am venit cu trei nemarcate, când să ne dăm jos, ne-am dat jos și un polițist începe focul. Și ne-a făcut toată intervenția. Salut, băieții! Dă-mă drum. Înțelege că nu ai cum să faci cum e Fplay 2 sau nu știu ce, că acolo sunt... Nu, să se compare niciodată. Sunt foarte mulți copii cei drept, dar asta trebuie să ne adaptăm la condițiile în care sunt. Admin nu sunt, Escape nu știe să fie fondator, aia e faza. Escape nu știe să fie fondator, știe doar să fie scripter, nu, Sully spui? Nu știe. Nu, le-am spui, zis să-mi bagi și mie un skin, zi. Noi am fost în Vagos, tot Siasu este Vagos. Ai înțeles? Tot Siasu? Da, am auzit chestia. Bun. Deci noi ne-am rugat o săptămână să ne bage anumite pistole și niște mașini pe care le plătisem. Nu ne-a băgat absolut nimic, ai înțeles? Dar banii i-a încasat și nu se ocupa absolut de nimic. Graf, dacă îi spui că face favorizări, îți dă bani permanent. Plus, Soli, e ok. Dar dacă lui Graf îi spui că favorizări, ai zburat. Am înțeles. Bine, mă băiți. Hai, vă pup, aveți grijă de voi, o seară frumoasă. Hai, te pup. Nu o să se mai întâmple. De acum încolo o să fac roleplay retras cu familia. Eu îmi cer scuze și pentru chestia de seară, dar dacă nu-ți dai tankuri și flyuri și nu trăgi cu blipsurile... Da, m-am distrat cei drept. Gen a fost ca o distracție, deja nu mai era roleplay acolo. Bun, Denis, ne auzim mâine, da? Ce Denis, mă? Nu uita ce ți-am zis. Aha. Ok? De roleplay. Da, dacă mă, vrei da, să te integrezi ușor. Ia, vă duc înapoi să ce faceți. Nu respawn. Da, ne respawn. Tu te drecu, uzi. De fapt, da, respawn. Așa, lasă-mă foarte bine zici. Că nu-l suport. Mai dau sound. Vrem și noi niște naviuri. Da, hai sus, ven. Ăsta. Hai la sound, hai la sound să ne dai și nouă două navi. Păi n-am acces. Că nu am gradele pe joc. Da, bravo. Le am doar pe Discord. Ce faci, dragă? Bine, poți să mă duci și pe mine până undeva? Până unde? Gen, ai acces la noclip? Să mă duci și pe mine până în oraș, că n-am mașină. Cu o condiție. Tu-s copilul, mătii.
Ce copilu? Mă duci sau nu? Bine, hai te duc. Hai că copil dacă e ceva. Hai mă, du-mă și pe mine la Andrei acasă. Nu te mă duc, hai mă. Vere! Vezea. Ți-am zis care e condiția. Du-mă și pe mine, te rog eu. Bine, hai unde? Ia-mă pe sus. Mai e cineva pe căscuță? Ah, nebună, zi unde să te duc. La casă, la Andrei Roșu, unde? Nu, cred, pune. Hai că îmi pui dacă te merge. Du-te la, știi unde e clădirea aia cu, cu LED-uri mov, gen pe ea, mare. Știi ce zic? Eclipse sau, sau ceva de genul, parcă. Da, scot o mașină și îmi pui ce pui. Aolea mine. Dar n-am mașină. Da, state, am, am să mă duci tu. Ai tu o mașină? Ce ID ai? 102. What? Ce uite faci? Că avem mașină. M-am dat la un garaj ca să pui ce pui la mașină, gen să-mi rămână salvat și după să-mi date pe tip. Ok. Ia scot o mașină și pune ce sau nu? Nu am să... mașină! A. Nebunul. Pune ce voi. Acum. Auzi? Mm. Nu vrei să testăm și noi mașina asta? Trebuie să ies. Vezi, da. Glumesc, hai că dau acum. Să mor de mai văd ceva. Mai sus, așa. Am aterizat, da? What? Clar. What? Ce se întâmplă, om? S-a băguit tepeu. Cred că ai tu lag. Ba nu, vezi că văd bine. S-a băguit și tepeu. Nu știu, mă rog, lasă-i și e bine. Sunt bine. Cum mă dau jos? Că nu merge. A, gata. Ia să dau unde vei mult la mașini. Ia, stai o secundă, stai o secundă, că vreau să mă, să-mi dau disconei pe casă. Bun. O să închid și aici live-ul. Cred că s-a auzit pe live cum am vorbit cu mama. Și pe filmare, dar n-are nimic. Am și uitat că-s live. Trebuie să-i zic la ce am învățat și astea, că după mă bătea. Dar eu de fapt n-am făcut nimic. Da, chat, bine. O să închid și aici live-ul. Și filmarea. Auzim, nu știu, mâine, cred, cu rol pe rol, zic că trebuie să mă duc, că ați văzut ce spume și dracea a făcut. Și da, pa!